În urmă cu fix 3 minute, oficialii israelieni confirmă faptul că au fost deja transferați la Crucea Roșie cei doi americani, cele două, de fapt, o mamă și o fică. Așadar, nu mai este doar anunțul Hamas, este și confirmarea oficială a forțelor israeliene. Iar ideea că va fi prima dată la Crucea Roșie este firească, pentru că prima dată după ce stai într-o astfel de situație, adică ești ostatic, primul instrument este acela de a fi scanat, înseamnă că în acest moment Crucea Roșie este și intermediarul, este și cel care face acest control. Interfața operației. Sigur, nu avea altfel. Bun, întorcându-mă la ce a spus... O să-l și vedem pe purtătorul de cuvânt al organizației Abu Ubaida, cel care a făcut acest anunț. A spus că a fost un răspuns la eforturile de mediere din Qatar și pentru a dovedi poporului american și lumii că afirmațiile făcute de Biden, v-am mai explicat, asta sunt false și nefondate. Există însă și confirmarea oficială a celor din Israel și în câteva clipe o să revin cu altă informație de ultimă oră, apropo de ce au mai făcut forțele israeliene. Vă rog, domnule general. Și spuneam că sunt două planuri la fel de importante, egale. Nu cred că există un plan principal și un secundar. Unul dintre planurile acestea este cel legat de ostatici, celălalt este legat de Hamas în sine, de existența Hamas și de a nu permite să se mai repete vreodată ceea ce am văzut pe 7 octombrie. Iar acest lucru nu poți să-l faci stând și uitându-te sau rugându-te de Hamas să faci doar schimb de prizonieri sau încetând tu focul. Ok, planul acela va merge cumva într-o anumită direcție și cred că va avea și o rezolvare de ordin militar, dar planul de a desființa, de a distruge, de a scoate nemernici ăștia pe care i-a arătat dumneavoastră,